Ok, numele meu este Petre Dămoc. De un an de zile lucrez cu el, mai mult pentru proiecte personale. Și m-a invitat să vorbim, am zis că vorbesc puțin despre asta. Mai întâi, cine a auzit despre el? Ok. Cine a folosit el? E un procent, adică sala aici e reprezentativă pentru ce se întâmplă în lumea largă. Foarte multă lume a auzit de el, dar foarte puțină lume a ajuns chiar să-l folosească. Da, deci subiectul din seara asta e Reliable Web, Web Apps. Și aș vrea să încep cu ceva din prefața de la Structural Interpretation of Computer Programs. Câți ați auzit de cartea asta? Ok. E o carte foarte, foarte faină. Ce spune că programele sunt scrise mai mult pentru a fi citite și doar incidentele să fie executate de calculatoare. Iar al doilea lucru, care tot în prefață, e că mai tot ce înseamnă computer science ține de gestiunea complexității pe care programele ajung să o aibă. Tot cum iau din seara asta, n-are niciun sens dacă tot ce faceți e un script de 10 linii și... ala poți să faci spaghetă acolo, nu e nicio problemă. Va rămâne la fel de citibil și dacă nu îl înțelegi peste 6 luni, îl rescrii. Nu e o problemă. Problema apare în momentul în care treci undeva la câteva mii de linii de cod. Acolo apare problema și în spațiul ăsta încearcă să intre el. Una din modalitățile prin care este gestionată complexitatea în sisteme este împărțirea de responsabilități. Da, deci fiecare este folosită o arhitectură sau o serie de pattern-uri și sunt distribuite responsabilități la diverse obiecte sau diverse module din sistem. Și asta este ce încearcă lumea să își imagineze că se întâmplă în momentul în care fac distribuția asta în sistem. Din păcate, de foarte multe ori se ajunge la ceva de genul ăsta. Și nimeni nu ajunge aici instant. Toți ajung aici datorită faptului că la un moment dat aș putea să fac un refactoring la codul ăsta, dar e mai ușor cu un quick fix. Și din quick fix în quick fix se ajunge la ceva de genul ăsta. Soluția pe care au identificat-o de ceva vreme mai mulți programatori partea asta de programare funcțională. În programarea funcțională, prin însăși modul în care se lucrează, e puțin diferit. De cele mai multe ori e vorba despre informații, despre date care îți intră într-un capăt și după care îți procesate în stadii de diverse module, componente ale sistemului. Partea faină este că în momentul în care tu lucrezi la o parte din sistem, toată atenția este doar pe bucata din sistem. Deci doar pe bucata de aici sau doar pe bucata de la intrare, nu ai legături cu restul sistemului. Mai ales în programarea funcțională în care funcțiile sunt stateless, sunt funcții pure, unde nu poți să ai side effects. Deci nu poți în interiorul unei funcții să dai o comandă să se schimbi ceva în starea sistemului, în starea globală a sistemului. Din păcate, partea asta de programare funcțională e foarte celebră și pentru faptul că e destul de greu ca să intre în stilul ăsta de programare. De foarte multe ori e perceput ca un ivory tower de ăsta în care doar câțiva selecți ajung să lucreze. Și ăsta e domeniul în care intră Elm în ecuație. Elm încearcă să aducă partea bună din programarea funcțională mai aproape de utilizatorii generali, să zicem așa. Da? Deci mai aproape, de exemplu, de programatorii de JavaScript care lucrează în partea de front-end, unde a început JavaScript cu câteva, nu știu, trucuri care erau făcute pe pagină și la ora actuală a ajuns să explodeze cu tot felul de framework și iarăși în spațiul ăla de mii de linii de cod. Modul în care oferă el o soluție se focalizează pe un număr mic de
de concepte. Și am pus aici vă câteva. Deci, primitive data, întregi, șiruri de caractere, caractere, lucruri de-astea simple, float. După care, un sistem de a combina elementele astea primare în chestii mult mai complicate. Și vezi records, care sunt oarecum similare cu structurile din C. Este doar pure data. Și algebraic data types, care e partea mai sofisticată din el, unde, practic, poți să vorbești despre date într-un mod mult mai sofisticat. Și inteligența care este în interiorul programului este mutată la nivelul datelor care rămân, nu se modifică în sensul de immutable, și mai puțin la nivelul transformării. Iar în partea de transformare, stateless functions. Deci funcții pe care le poți înțelege foarte simplu, pentru că intră ceva în funcția respectivă și este ceva în funcția respectivă, iar în momentul în care încerci să înțelegi, totul este în fața ta, deci e doar funcția respectivă care, în care lucrezi. Wow! That was quick. Un alt element la care vreau să atrag atenția e că inevitabil trebuie să discuți cu lumea reală, da? Deci trebuie să faci HTTP request, o grămadă de alte elemente. Și modul în care am înțeles eu că a rezolvat un problemă asta, oferind un centru de purely functional, care este cuprins în interiorul unui like shell, da? Imperativ. Da? Deci toată partea care e legată de discuțiile de acolo, e în runtime, practic. Și încetul cu încetul s-a închegat o arhitectură de a face cod în el, care la ora actuală, ultima versiune, a devenit singurul mod în care mai poți să mai faci cod în el și în care nu stai și discuți decât de funcții pure și de date. Ok, quickly. Oferă și o serie de tool-uri. Very friendly compiler. Nu prea mai avem timp aici, o să trecem mai rapid. Asta e un mesaj pe care îl John Carmack, măcar gamerii, un programator foarte celebru, văzuse un mesaj de eroare și a spus, măi, ăsta e genul de mesaj de eroare pe care trebuie să le dea toate compilatoarele. Și, în fine, nu mai avem timp pentru povestea asta. Practic, ăsta e genul de mesaj pe care ți-l dă compilatorul, în care îți spune unde ai greșit, îți spune și de ce ai greșit și te trimite și la informație suplimentară in a very friendly way. When I try to explain this, s-a dus haina. Ok, automatic send reinforcement. Ține de modul în care sunt gestionate pachetele în ecosistemul de la el. Și partea de semantic versioning este singura modalitate în care poți să interacționezi cu sistemul. Adică dacă tu ai făcut o schimbare la librăria pe care o publici, sistemul verifică dacă schimbarea respectivă e o schimbare minor, un patch sau o schimbare majoră. Și nu te lasă să publici pachetul decât dacă declară că e ce ar trebui să fie acolo. Ok. Aici mai erau niște resurse, dar nu mai are sens să mai discutăm despre ele. Practic, e site-ul principal de la el, un ghid introductiv de la el și mai posesim încă câteva prezentări care sunt mai degrabă legate de programare funcțională. De exemplu, ăsta e despre Clojure. Asta e despre F-Sharp, cred că, și Boundaries e mai mult în Ruby, dar e foarte interesant din punct de vedere al ideilor din spate, ideilor de a-ți izola problemele care pot apărea cu codul tău, pe margine, și a păstra controlul predictibil. Ok. O întrebare foarte scurtă. Ce dacă poți alege Sincer să fiu, am văzut o demonstrație pe care a făcut-o Ivan Ciaprichi, tipul care a făcut el, în care într-o pagină de cod implementase un soi de mini Mario și mi s-a părut incredibil de expresiv. Și am avut un sentiment de viitor. Gen, ăsta este viitorul, ăsta este modul în care o să programeze, nu știu, peste 5 ani de zile, peste 10 ani de zile.
Și până acum n-am avut sentimentul respectiv de către... Încă nu. Nu s-a, până acum am avut sentimentul respectiv de două ori. Odată în 96, când am văzut Java, și pe undeva... Da, ok, a devenit. The future. Noul cobor. Da, și prin 2003, când am văzut Python. În ambele. Ok. Sunt curios, dacă vreți într-o organizație, fie a firmă sau așa, cum s-a spus recrutarea? De obicei se fac alegeri din astea, știi? Luăm premă cu X, când va fi să angajați, de exemplu, cum o să recrutați? Da, într-adevăr, deci nu e la fel de răspândit ca JavaScript. Ideea este foarte simplă. Limbajul în sine este optimizat pentru a fi învățat foarte ușor. Eu am stat un an de zile uitându-mă din exteriorul comunității înspre comunitate și tot sperând că am să învăț cândva limbajul ăsta. Mi se părea foarte, foarte, foarte cool. Și am învățat într-o săptămână. Deci foarte multă lume se lovește de sintaxa care e inspirată din Haskell și OCaml sau ceva de genul ăsta și e alien. Se uită și spune... 96 te uitai la Java. E o diferență. Dar pentru cineva care vine de băncile facultății absolvit în 2015 și s-a uitat la Java, dar din vederea locului de mate, cât de ușor trebuie să se va fi vădă. Dar discutăm la network. Da. Ce mai? Am și o întrebare. Ai avut probleme în a implementa, nu știu, chestii pe front-end? De exemplu, dacă vroiam să folosesc o librărie de jQuery, poți să fac folosind JavaScript? Poți să faci dacă folosești el, de exemplu? E un pic mai complicat. El are un suport pentru a interacționa cu... Deci, am să-ți răspund la întrebare, răspunzând la altă întrebare. Cea mai eficientă modalitate și modalitatea în care este recomandat ca să fie adoptat Elmul la ora actuală este prin implementarea unor componente din interiorul unui proiect mai mare în el. Deci, cu alte cuvinte, să faci un fel de embedding la el în interiorul unui proiect mai mare. Asta este modalitatea care este recomandată să fie folosită la ora actuală. Adică în momentul în care să-l folosești pe componente și să-l folosești în cum să zic eu, împreună cu restul uneltelor pe care le ai, nu știu, CSS sau whatever. Păi și nu devine exact ce ne-a dat la început, cel nu. File of mess? Nu în interiorul programului de el. Știu, dar pe total. Nu. Nu, pentru că el. Nu, pentru că ce se întâmplă? În momentul în care, de exemplu, ai implementat o componentă în el, ai ca un fel de black box în jurul componentei respective. Iar în interiorul componentei respective, dacă ai fi implementat un JavaScript sau de genul ăsta, ai fi avut genul ăla de probleme care erau mai devreme. Deci e un if-i, frate. Ok. Cu ce? Da. Hai. Da, network. Mulțumesc.